somente um. Rece sau un clocot. Ce plăcut și cât de dulce e în familia lui Hristos, unde frații împreună locuiesc trăind frumos. Toți în sfântă armonie, cum au fost primii creștini, îmbrăcați cu Duhul Slavei, Tatălui Divin slujind. Și când toți în Duh sunt una, botezați cu Duhul Sfânt, Domnul face să coboare slava sa jos pe pământ. Rugăciunile aduse pe altar primesc răspuns, iar bolnavii se ridică la porunca lui Iisus. Sufletele împovărate de amaruri și dureri capătă o pace sfântă și nespuse mângâieri. Iar pierduții ce se află cu cei sfinți în casa sa leapădă trecutul sumbru și se întorc din calea rea. Lacrimi de recunoștință curg pe obrajii obosiți de atâta alergare prin ciulinii rătăciți. Și o haină minunată se coboară din zenit, și un inel, și o masă sfântă pentru fiul regăsit. Da, există încă astăzi adunări pline de cer, unde curge apă sfântă izvorâtă din etern. Și chiar dacă sunt puține, e prezent Tatăl Divin, căci prin Duhul se coboară ca odată în vechim. Însă multe, mult prea multe sunt acele adunări pe la care porumbelul se arată a rare ori. Vine rar și pleacă iute. Rare ori găsește cuib. Și dacă există totuși, clipe scurte doar i-așung. Adunarea fără Domnul, fără Duhul Său cel Sfânt, va ajunge un spectacol, un chimval a gol sunând. Cum să fie unitate fără un țel împărtășit prin a Duhului iubire care leagă în miit? Pentru un suflet plin de Duhul, adunarea-i colți de cer, hrană, apă de la Domnul pentru cei ce splin de El. Pentru un suflet plin de fire, adunarea-i timp pierdut, însă vine din rutină, cum mereu a tot făcut. Căldicei pe calea sfântă și ai doma în adunări, ne semnăm chiar noi o sânda, lăsând sfintele cărări. Căci în cartea Apocalipsei Domnul spune prin cuvânt că-ți cei căldicei n-au parte cu acei ce-n clocot sunt. Ori ești rece, ori în clocot. Căldicel nu poți să fii, ori cu Domnul, ori cu lumea, până El va reveni. De aceea, dragă frate, care spui că ai ani buni pe a Domnului cărare,
moștenită din străbuni. Mulțumit cu amintirea și din amintiri vorbind, nu uita că în ziua mare vei fi aspru pedepsit. Amintirea sau vechimea nu-ți sunt drum spre paradis. A fi căldicel înseamnă cale sumbră spre abis. Azi, întoarce-te la Domnul și la dragostea din tâi. Clocotește-te, iubire, și în ea mereu rămâi. Să se aprindă lângă tine alte inimi în Iisus. Să se îmbrace adunarea cu putere de nespus. Clocotind de Duhul Slavei, cum erau primii creștini, aducând roadă bogată și fiind mereu lumini. Astfel, Domnul își vrea poporul, adunarea ce-a plătit Tatălui cu preț de sânge, ca să-i fie rod sfințit. Și acum am putea cu toții să înălțăm glasul spre cer și să spunem: Tată, sfânt ce ești în ceruri, folosește pașii mei doar pentru o cauză sfântă, doar pentru copiii tăi. Fă din viața mea un clocot, adunarea înflăcărând, până când cu toți iubiții vom pleca spre cer cântând. Ca în ziua răsplătirii, când voi fi și eu citit, să-mi spui: lucrat ai bine, vino, fiul meu iubit.